În contextul marcării Zilei Francofoniei și împlinirii a 30 de ani de când România a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Internaționale a Francofoniei, Consulatul General al României la Vârșeț și Institutul Cultural Român din București oferă spre vizionare publicului din Serbia două filme românești de succes. Metronom, regia Alexandru Belk, sâmbătă 18 martie, orele 20, la Centrul Cultural Zrenjanin, respectiv Două lozuri, regia Paul Negoiescu, luni 20 martie, orele 20, la Centrul Cultural Vârșeț. Dragă Cornel. În filmul Metronom, cu care a câștigat premiul pentru regie Un certain regard a Festivalului de la Cannes 2022, Alexandru Belk a spus povestea a doi tineri îndrăgostiți. În timp ce Țiriac și Năstase joacă finala Cupei Davis împotriva Americii în 1972, doi liceni se iubesc și scriu scrisori la emisiunea Metronom de la Europa Liberă. Când el primește aprobarea să plece definitiv din țară, împreună cu familia, ei știu că trebuie să se despartă, dar nu se așteptau ca ultimele zile împreună să devină hotărătoare pentru întreaga lor viață. Aoleu! Filmul Două lozuri spune povestea comică a unor oameni disperați care recurg la soluția visată de noi toți atunci când avem nevoie de bani repede și simplu. Joacă la loto 6 din 49. Dar nepriceperea le va juca feste, căci ca să câștigi la loto nu e de ajuns numai să cumperi bilet și acesta să fie câștigător, ci să știi să ai grijă de el, să nu-l rătăcești. Filmele sunt subtitrate în limba engleză, iar intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Păi și dacă știți de ce a făcut domnul Daniel?